Multă pace, sănătate și o după-amiază plăcută cu ajutorul lui Dumnezeu. Îi suntem recunoscători pentru o nouă oportunitate de a deschide Biblia împreună, de a studia, de a îndrepta mintea către Dumnezeu, către cuvântul Său. Avem o temă excepțională care ne va ajuta mult în vremurile acestea, cât și în alte vremuri tulburi. Titlul acestei teme este Intangibilul om care nu are ce să piardă. Intangibil înseamnă de neatins, care n-ai ce să-i faci, care nu poți să-l atingi. Intangibilul om care nu are ce să piardă. Când ne uităm la noi oamenii, descoperim fragilitate, slăbiciune. Când vorbești de om, vorbești de ceva slab, în ciuda ifoselor pe care mi le dăm, aroganții noastre, în realitate, suntem extrem de slabi. Da? Cum să putem noi să ajungem din om cu slăbiciuni, cu vulnerabilități fragili, să ajungem intangibili, de neatins, nu? Cum ar putea să fie omul când el e atât de slab și este atât de mult ispitit, pus sub presiune de un diavol atât de șiret, cu experiență atât de mare? Aș vrea să vă spun un secret. O mare parte din vulnerabilitatea oamenilor, slăbiciunea care este speculată, vulnerabilitatea, provine din teama, frica de a pierde ce avem. Fricile sunt folosite întotdeauna ca element de presiune. În timpul de față, dacă vă uitați, agentul cu care se presează foarte mult este teama. O grămadă de tipuri de temeri, nu? De la teama de a te îmbolnăvi, teama de a pierde ceva, teama că îți pierzi slujba, teama că mori, teama că nu mai poți circula, nu mai poți călători, nu mai poți trimite copiii la școală, tot felul de temeri, nu? Iar temerile lucrează. Lucrează ca un agent presant, stresor. Conflictul, când vorbim de conflictele noastre interioare, conflictul înseamnă două părți în conflict. Dacă ai fi pe o singură linie, nu mai vorbim de conflict. Vorbim de un om care merge pe o anumită linie și nu are probleme din punctul de vedere. E presat din exterior, dar nu e presat din interior. El nu are niciun conflict interior în cazul acesta. Această teamă de a pierde ceva e o slăbiciune și devine exact pârghia pe care o folosește vrăjmașul pentru a te determina să faci compromisuri. Prin compromis înseamnă a renunța la lucruri care conștiința ți le dictează, la principii bune pe care le ai, doar de teamă, de teama de a nu pierde ceva. Vom vedea că sunt mai multe lucruri de care oamenii sunt legați, ajutați să se lege, nu? Prin felul în care este creată societatea, nu? Și care operează ca o slăbiciune, o vulnerabilitate care este speculată când ajungi sub presiune. Dar dacă n-am mai avea ce să pierdem? Haideți să ne gândim că n-am mai avea ce să pierdem, n-am avea ce să-ți ia, nu? Sau am avea lucruri care oricum nu pot să fie atinse, care nu ți le poate lua nimeni, da? Pentru că există astfel de lucruri care nu ți le poate lua absolut nimeni. Diavolul știe că omul care nu are ce pierde este un mare pericol pentru el și nu-l poate birui ușor, să știți. Acum, întrebarea pentru mine și dumneavoastră, tu ai ce pierde? Ți-e frică ca să nu pierzi anumite lucruri? Nu? Pentru că frica aceea, vă gândiți că dacă ar fi speculată și mai mult și băgat sub presiune și mai mare, a intrat niște lupte interioare și nu știu ce-i decide. Nu? Diavolul a lucrat continuu ca să creeze în viața oamenilor iluzii și dependențe. Iluzii sunt închipuiri. Lucruri care nu sunt adevărate pentru că el este specialistul în minciună. Specialistul în înșelăciune și a creat iluzii. Iluzii la majoritatea capitolelor din viață, segmentelor de viață, iluzii și dependență. Prin dependență înțeleg ceva care te ține legat. Ceva cu care te prinde niște legături afective puternice pe care nu le poți rupe cu ușurință când vrei tu, da? Prin care omul poate să fie ținut în robia lui, controlat și supus. Aș vrea să citesc despre iluzii, Psalmul 49 cu 11. Ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele. O zis, ce gândim noi sau cum trăim? Bine, acum când faci apel la oameni, mă, chiar crezi că o să fie veșnică casa ta? Nu?
Deci o faci cu fier, beton, de nu știu cât și bagi o temelie de... Poate vrei să țină 5 veacuri sau cât, eu știu, 500 de ani sau cât. Oricum tu nu poți stăpâni atât de mult, nu? Dar totuși când facem anumite lucruri, le facem ca și când am fi pe aici mii de ani, nu? Sunt niște închipuiri. Acum știți că realitatea este dincolo de ce nu fabulăm noi, mintea noastră, bolnavă, uneori. Suntem foarte trecători, uneori dispărem mai repede decât ne imaginăm, nu? Nu ne putem face calcule pe prea mult timp pentru că suntem fragili, așa ne spune Dumnezeu. Dar ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac. Ei care dau numele lor la țări întregi. Ne place ca numele nostru să fie perpetuat, nu amintit. Observați, avem tot felul de închipuiri în mintea noastră, idei greșite despre viață. Apoi citim în Proverbe 5:22, cel rău e prins în însăși nelegiurile lui. E apucat de legăturile păcatului. Ce frumoasă descriere. Păcatul, vedeți, nu e doar un fapt, o decizie, mă rog, o acțiune care ai făcut-o greșit. Nu? E vorba de ceva care te leagă, Dumne. Legăturile păcatului care te prind. Vom vedea că există un test, un text în Evreii 12:1, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, păcatul care ne copleșește așa de ușor fidela. A te înfășura înseamnă a te lega, a crea niște legături, niște dependențe, exact cuvântul care nu găsim în Biblia, în traducerea veche, dependență, dar legături. Legături care te țin. Știi, și când iese o decizie, nu mai poți lua. Înțelegi? Nu e ca și când lucrezi la rece și e simplu și gata, te-ai... Sunt legături, dependențe care îți fac, îți dau luptele astea interioare, stresul ăsta și diavolul folosește legăturile acestea ca niște forțe interioare ca să te copleșească, nu? Să nu mai decizi. În Proverbe 55:22, traducerea fidelă, propriile lui nelegiuiri îl vor prinde. Propriile nelegiuiri îl vor prinde pe cel stricat și va fi ținut cu funile păcatelor sale. Va fi ținut legăturile, apucat de legăturile, funile păcatului lui. Deci însăși lucrurile greșite, fanteziile noastre, ideile greșite despre viață, închipuirile care le avem, se transformă la un moment dat în niște funii. Funii nu înseamnă o ațișoară. Cu funia, mai ales dacă te și învârtește de două, trei ori, nu mai miști, ești legat fedeleș. Nu degeaba zici că o să faci nu știu ce efortul sau la un moment dat o să decizi tu corect, o să vezi lucrurile, timpurile. Nu, sunt niște dependențe care se transformă mulți de greutăți asupra ta. Cam așa lucrează. Cam așa se întâmplă. Apoi citim în Iov 15:12, încotro te trage inima. Și ce înseamnă această privire țintă a ochilor tăi? Observați, inima are... Unde e inima ta? De ce e legată inima ta? Vorbim de dependență acum, nu? Vorbim de omul care ajunge intangibil prin faptul că nu are ce să piardă. Și vorbim de cealaltă clasă numeroasă care e foarte prinsă, care e foarte legată. Dacă ai ce pierde, să știi că o să suferi foarte mult în primul rând interior. Vorbim de luptele interioare și nu știu ce o să decidem. Nu știu ce o să deciți, nu? De ce? Pentru că aceste funii care ești legat, dependențe care ți s-au creat în viață, sunt niște forțe interioare la care nu renunți așa. Nu poți renunța, inima te trage. Iar inima înseamnă ce iubești mai mult, lucrurile de care ai început să depinzi, lucrurile la care ții intim, lucrurile care nu-ți imaginezi viața fără ele, nu scapi de ele ușor. Și când vine diavolul, pentru că vine, pentru că știi, el creează dependențele, el creează presiunile, vine și spune, vrei să ți le iau? Toate ți le iau, nu? Ce ziceți? Vom fi în situația în care să ni se ia totul. Și ce zici? Așa din gură o să zici, dai totul. Ești dispus să renunți așa de ușor? Din nefericire, omul are atât de multe iluzii și atâtea dependențe pământești, lucruri de care este legat intim, la care ține atât de mult, și toate acestea se transformă în slăbiciuni, în vulnerabilități de care se profită într-un timp de criză. Spre exemplu, aș vrea să dau câteva exemple de dependență. Dependența de un anumit stil de viață cu care am fost obișnuiți.
spre exemplu, stilul de viață cheltuitor sau consumatorist. E învățat că să cumperi mult, dar nu doar că te-ai învățat, îți place. Nici nu-ți imaginezi viața în altfel aproape, nu? Cheltuitor, risipitor, luxos, poate, nu? Și deodată, hai să ți-l ia. Deodată. Și tu poți să spui foarte ușor, nu am nicio problemă. Trăiesc zi sau mănânc pe cum, dar n-am nicio problemă, niciun stres. Nici în familie, nici. E extrem de ușor pentru noi. Nu știu dacă e extrem de ușor. Cei mai mulți se luptă, se frământă. Ce fac fără asta, nu? Dependența de bani. Dependența de lucruri materiale. Dependența de servici. Dependența de un grup social sau religios. Te dă afară. Din poziția aia bună, înaltă, care ai avut-o, ușor renunți la ea, fără nicio problemă. Te dă afară din biserică, biserica o ia razna, spre exemplu, grupul religios, nu? Iar tu depinzi de ești atât învățat să depinzi de grupul ăla, încât nu-ți imaginezi, ai o luptă extraordinară, nu-ți imaginezi că poți să fii salvat fără grupul acesta. Și, bineînțeles, dependențele se creează și pe bază de închipuiri, de idei greșite, nu? Dependența de tehnologie. Nu, să nu mai ai de-a face, ați văzut, unii tremură că nu au telefonul încărcat. Nu? Intră în șoc, în tremur, că n-au un să se conecteze la rețeala. Nu? Și aia e o dependență care e păcătoasă. Dependența de familie, ajungem și mai intim, nu? Nu? Ce faci dacă îți ia familia? Nu? În ce stare intri? Dependența de anumite plăceri și așa mai departe. În realitate ar trebui să depindă numai și numai de Dumnezeu, care nu e nici trecător, nici înșelător, nici ilusor, și este singurul vrănic de încredere și care garantează stabilitatea. Ca să rezistăm sub presiuni mari și să fim intangibili, ar trebui să avem o singură dependență și aceasta e dependența de Dumnezeu. După ce îți creează iluzii, după ce îți creează dependențe, te face să te legi, legăturile alea se creează, atunci e foarte ușor să te amenințe că ți le ia. Nu? Vă aduceți aminte? Eu cred pentru mine că această carte a fost special scrisă pentru a servi ca învățătură pentru cei din timpul din urmă, cartea lui Iov. Sigur, învățăturile au fost valoroase pentru oamenii din toate generațiile, dar cred că nu special cei din timpul din urmă vor trece prin ce a trecut Iov. Și vor trece printr-un test atât de mare cum a trecut și Iov. Vă duceți aminte care era filozofia diavolului? Aici o spune, nu doar o intuim noi. O spune el cu gura lui. Aici sunt cuvinte direct de la el. Nu avem prea multe cuvinte. În mare măsură e descris ca mincinos înșelător. Vedem ce a făcut cu oamenii, dar aici o spune el. Domnul a zis satanei, văzut pe robul meu Iov. Nu e nimeni ca el pe pământ. E un om fără prihană, curat la suflet, care se teme de Dumnezeu, se abate de la rău. Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu? Nu l-a păzit Dumnezeu și ne păzește. Nu l-ai binecuvântat? Nu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acopăr țara? Dar ea întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are. În limbaj direct, iai tot ce are, nu? Atinge-te de tot ce are. Și sunt încredințat că te va blestema în față, îți va schimba foarte repede atitudinea sub presiunea asta. Adică diavolul știe că majoritatea oamenilor, și funcționează, să știți, nu știe doar din așa, știe din experiență, nu doar că se gândește, știe că oamenii sunt foarte legați de multe lucruri. Și dacă vrei să le iei, le iei sau îi le ia, dacă vrei să le iei, sunt dispus să fac orice compromis ca să nu le iei, să nu le piardă. Iar dacă chiar le iei, se supără rău de tot pe Dumnezeu și termină cu credința. Și a funcționat la foarte mult și funcționează la foarte mult. N-a funcționat în cazul lui Iov, dar la majoritatea oamenilor funcționează, să știți. Și asta a fost. Domnul a zis satane, iată îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu-ți întinzi mâna. Și satana a plecat dinaintea Domnului și exact așa a făcut într-un timp foarte scurt. I-a luat tot. I-a luat tot. Fiecare dependență care o avem de lucruri pământești se transformă într-o slăbiciune care va fi exploatată la un anumit moment.
vei avea, dacă ai dependența, vei avea cu siguranță lupte serioase interne, ce să faci, ce spune Dumnezeu, ce-i bine, ce-i corect, sau legăturile alea care ești legat de lucrul respectiv, nu? Te vor trage foarte puternic. Tocmai de aici vin aceste lupte interioare foarte mari, care nu ar exista sau ar fi scurtate foarte repede dacă noi n-am avea dependențele acestea. Noi încercăm, am ținut într-o altă temă, să obținem și să rămânem și cetățenul onești, să rămânem credincios, să ne respectăm conștiința, dar să rămânem și cu lucrurile de care suntem legați din lumea aceasta. Ei, vine timpul în care nu se poate așa ceva, să știți. Vine timpul în care nu se poate, trebuie să ne alegem doar cu o singură poziție, nu? Să rămâi cu un singur lucru. Nu? Sau vrei să le oprești pe celelalte, deși și asta e iluzoriu, că nu s-o ți le dea nimeni, doar o să pici la test. Cele mai întâlnite iluzii și dependențe, una dintre cele mai întâlnite este acumularea de bani, de posesiuni, de case, care este echivalentul mintea multora cu fericirea și împlinirea. Deci iluzia este că lucrurile materiale, dacă ai bani mai mulți, dacă ai casă, dacă ai posesiune, îți face o mașină trăznă sau mai multe și mă rog, o să fii foarte împlinit, o să fii fericit. Este iluzia aceasta. Nu? Oamenii nu doar că acumulează averi, dar sunt foarte legați. Legați de ele, înțelegeți? Legați sentimental, afectiv, sufletește. E viața lor pusă acolo, ca să le iei echivalentul cu ale smulge organele interne, ale lor, viața, înțelegeți? N-ar fi marea problemă, deși e problemă și că îți consumi tot timpul direcționat pe ceva care nu hrănește și ceva care nu o să te satisfacă în veci. Nu, e o iluzie, o minciună pe care o urmărești toată viața, nu? Un scop fals pentru viață. Problema este că ești legat de lucrurile acestea, de casa ta, de mașina ta, de proprietatea ta, de ce ai muncit, tu ai agonisit. Îmi spunea cineva că nu e în țară, e în străinătate, a muncit mult, a făcut o casă trăznă care nu locuiește aici, o casă trăznă, cu mobilier, doarme cu poza la cap, în străinătate acolo. Nu este, eu mă înfior de lucrul acesta, că nici nu locuiește să se poată bucura, dar e legat afectiv, că e casa. Casa mea, nu care am acolo. În viața îi trece pe acolo, casa se deteriorează sau cine știe cine o va locui vreodată, dacă o va locui. Ideea este că oamenii sunt. Își consumă viața, dar sunt legați în legăturile alea de care, dependența aceea, nu? Și vine timpul ca să-ți o ia. Te amenință că să-ți o ia, nu? Crezi că renunți așa de ușor pentru ideile de conștiință? Că ai tu niște idei de conștiință, că nu ar fi bine, nu știu ce să faci. Nu știu. Le faci! Le faci pentru că sunt legăturile astea care te trag. Sunt puternice. Nu e ușor să scapi de legăturile, funile cu care te înfășori, nu? Singur. Tot legându-te, acceptând iluziile, nu? Eclesiastul 2:4, Solomon își spune experiența lui tristă. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case. Că nu ți-ajunge case. Nu ți-ajunge o cameră să dormi. Îți trebuie case, îți trebuie camere, îți trebuie nu știu ce, în care să te împotmălești, să investești suflet, investești viața ta, munca ta, creierul acolo, nu? Mi-am făcut grădină, livezi, nu livadă, nu? Am sădit tot felul de pomi, am făcut iazuri, am cumpărat robi și roabe, nu? Stilul de shopping-ul, nu? Vedeți că nu, au mai fost alții care au fost viciați de dependența aceasta, să nu te duci tu la un magazin, să mai fluturi pe acolo, să umpli căruciorul, să pui tot ce vrei acolo, să ai simțământul ăla, cum vii cu el plin, așa, îl descalci, știi, de toate acolo, nu? Am avut copii de casă, am avut cireși de boi, mai mult decât toți, i-am întrecut pe toți cu alte cuvinte, cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim, mi-am strâns, ați văzut, am avut, m-am cumpărat, am făcut, mi-am strâns argint și aur și bogățica de împărat și de țări. Observați, lucrurile acestea se transformă, nu? Într-un munte de greutate. L-ai pus acolo, nu ai făcut doar robotic, nu? Ai pus suflet acolo, ai muncit de ce, ai vrut, ți-ai propus ca scop, nu? Și deodată acum că tu renunți la ele. Cum să renunți? Că este o povară imensă, e un munte de greutăți, nu? Crezi că poți să spui că eu, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, nu?
Nu zic mulți așa, să știi. Unii fac infarct. Unii sunt tulburați de mintea, sufletului este atât cum să se despartă. Nu. Mântuitorul ne spunea, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, Luca 17:32. Și dacă citiți contextul, vorbește despre timpul din urmă în context acolo. Deci noi care trăim astfel de vremuri, ar trebui să ne aducem aminte de femeia lui Lot. Ce să ne aducem? Că nici de cum n-a fost ca Iov. Și diavolul știe că majoritatea când spune iale lucrurile, știi de ce zice iale? Pentru că el întâi ți-a făcut legăturile, te-a legat fedele și atunci face presiune și știe și conștiința acolo, piu, 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 exact cum este telefonul ăla fără baterie, știi, sau fără acoperire, că nici nu te mai auzi. Așa încet de tot, în timp ce în partea cealaltă e un munte, e un munte, nu, e petaler așa, nu, și... Ce ne aducem aminte de nevasta lui Lot? Că măcar a trimis Dumnezeu îngerii lui să-i scape din Sodoma, nu? Mă, nu puteai să-i scoată de acolo, mă! Nu era o problemă de viață și moarte, urma să cadă foc, urma să fie arse, distruse. Și ei nu pot. Nu, când încerci să fii rațional, zici cum n-au putut. Nu zice așa. Pentru că la un moment dat te tulbură la cap, cum să lași? Nu? Și îi scoate, îi zăboveau. Înțelegeți? Îi spune că ia foc acolo și tu stai. De ce stăteai? Pentru că sunt dependențe, fraților. Suntem legați de anumite lucruri. Unii de un lucru, alții de altele. Nu aceasta e singura dependență. Asta e foarte întâlnită. Casa mea, mașina mea, lucrurile mele, știi? Ce am făcut cu mâna mea, nu? Acolo. Nu? Și îi ia pe sus aproape, nu? Îi ia pe sus ca să-i scoată de acolo. Dar nu putea să se... Le-a spus, mă, nu vă mai uitați înapoi, nu? Că dacă vă uitați înapoi, veți pieri. Și ea era purtată mai mult așa pe brațe, să fie scoasă din Sodoma, dar uite, așa era cu capul acolo. De ce? Era legată de acolo. Aia era viața, aia era totul pentru ea. Ai lua aia însemna, ai lua viața. Înțelegeți? Și era preferabil pentru ea, deși nu are putea spune, mă, conștiința nu spune că e mai bine să scapi, să fii... salvat, uite, te ajută Dumnezeu. De unde? Nu mai atârnă nimic, ești legat fedeleș. Cu cât avem mai multe dependențe, cu atât ești mai vulnerabil și mai slab. Nu ești intangibil, ești foarte de atins. Nu doar de atins, ești foarte ușor de ispitit. Nu? Și într-o situație de viață și de moarte, nu poți alege ce trebuie. Sunt legăturile alea care te trag. Dacă vrei să nu te tragă, taie-le de acum. Nu înseamnă să n-ai casă. Înseamnă să nu fii legat de ea. Și nu înseamnă nici să muncești în nebunie, să faci nu știu ce, când știi că lumea e trecătoare și că viața ta e nimic. Poți să faci mult, poți să excelezi în alte lucruri care durează, care rămân. Taie dependențele la timp, pentru că în momentul când spune ieșiți din Babilon, nu o să mai poți ieși. Vei pieri împreună cu Babilon, te duci la fund. Dom'le, de aceea devenim acum, în momente de criză, nu știm ce să alegem. Nu că nu știm ce să alegem, că dacă ar fi simplu să-ți urmezi numai conștiința și principiile drepte, ar fi simplu. Te-ai duce ghiulea pe linia care știi că e bună. Nu? Problema este că și gândirea ne este încețosată. Pentru că am vrea ca să nu le pierdem. Și diavolul spune, ia-i, atinge-te de el, atinge-te de tot ce are, nu? Dumnezeu ne spune în Proverbe 23:4, nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu spune priceperea sau talentele în aceasta. Ai tu pentru ce să folosești talentele. Deci nu spune mintea și înțelepciunea, doar să strângi lucruri. Pentru că abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este că-și bogăția își face aripi și ca vulturul și a zborul spre cerul. Nu-i stabil și nici în același timp e o iluzie, nu o să te sature sufletește. Nu spune înțelepciunea așa ceva. Dumnezeu caută să-ți corecteze iluzia. Înțelegeți? Să te scape de iluzie. Pentru că în momentul când vezi corect lucrurile, nu mai se creează dependențele, da? Prin credință, citim în Evrei 11:8, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit el, s-a așezat în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el, are aceeași făgăduință, că cel aștepta cetatea, care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor e Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind
că sunt străin și călător pe pământ. Observați, credința în ceea ce îți spune Dumnezeu te face să vezi lucrurile acestea ca fiind trecătoare, pieritoare. Te face să te vezi pe tine ca fiind trecător, nu? Și te face să te socotești și să trăiești ca unul care ești călător, străin de pământul ăsta. Nu-i pământ, pământul va arde cu tot ce este pe el, nu? Și călător, nu? Călător către cetatea lui Dumnezeu, către patria cea nouă pe care o pregătește Dumnezeu. Având o astfel de mentalitate, nu încape dependența de așa ceva, că știi cum le pus sine, nu? Că toate se duc și ca atare nu investești suflet în așa ceva, fiind viața ta îngemănată cu lucrurile acestea, nu? Sufletul tău e în altă parte, e legat de altceva și când vine iaile, ia-l, ducă-se, nu? Cât am îngăduit Dumnezeu, ne-am bucurat de ele, am trăit, dar nu-s legat de ele, nu? Ia-le, nu sufăr, nu-s stresat, nu-s traumatizat pentru așa ceva. E foarte ușor când este să alegi între principii, că nu ești legat, când ai legătura, dar dacă sunt legăturile, funile cu care te ține, nu mai e ușor să iei decizia bună. Nu știu, de aceea luptele interioare sunt foarte mult generate de dualismul oamenilor, care avea pe de o parte conștiința să facă bine, pe de altă parte sunt legăturile astea puternice, afective, legate de lucruri, de case, de servicii și așa mai departe. În schimb, Dumnezeu ne învață cum comorile și agonisele noastre pot să fie mutate în ceruri în siguranță, unde nu pot să se piardă. Iată ce ne spune Matei 6:19, Mântuitorul spunea, nu vă strângeți, nu vă strângeți, nu vă adunați comori pe pământ unde le mănâncă morile, rugina unde le sapă și le fură hoții, strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina și hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde e comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Nu vă strângeți, dar puteți să vă strângeți undeva unde e siguranță și unde sunt intangibile. Adică prin fapte bune, prin dărnicie, generozitate, prin altruism, comorile astea se mută, nu? Se mută și se transferă în cerul, unde sunt intangibile, nu ți le poate lua nimeni de acolo, da? I-a spus tânărului bogat, nu? Îți lipsește un lucru, du-te, vinde ce ai de la sărat și vei avea o comoară în ceruri, apoi vină după mine și urmează-mă, nu? I-a spus cum să o mute în altă parte. N-a vrut, nu l-a urmat pe Iisus și pe aia a pierdut-o, că nu credeți că a ținut-o tânărul bogat, pentru el că s-a dus și el și amintirea lui, da? Apoi există și dependența de un anumit stil de viață cu care am fost obișnuiți. Consumatorist, cheltuitor, luxos, este exact ceea ce suntem avertizați în Apocalipsa 18, unde este anunțată căderea Babilonului, a căzut Babilonul cel mare. Este sistemul ăsta mondial care e un sistem de înșelăciune. Învață pe oameni cu un anumit stil de viață, consumatorist, la urmă acum îi presează că le ia. Nu? De ce? Pentru că oamenii se facă orice compromis posibil. A căzut Babilonul și toată lumea este văzută îmbătată de vinul Babilonului, nu? Și acolo se spunea, împărații pământului au curvit cu ea, negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși, lucruri pentru vanitate făcute, și s-a desfătat în risipă. Observați ce caracteristică are Babilonul și stilul lui, că îmbată cu vinul lui toți oamenii. Deci toți oamenii se împărtășesc de aceeași mentalitate. Risipă, nu? Lux, consumatorism și te înveți așa, nu? Și Babilonul cade, nu? Și plâng toți. Uitați cum vor plânge. Spune că își aruncau țărână în cap, nu? Nimeni nu le mai cumpără marfa. Își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare al cărui belșug de scumpeturi ne-a îmbogățit pe toți, care aveam corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Observați, oamenii, când ajunge să li se ia chestia asta, stilul de viață, consumatorism, risipitor cu care s-au învățat, sunt distruși, disperați, sunt terminați, nu-și mai imaginează viața. Nu, oamenii o trăiesc simplu. Apostolul Pavel spunea, știu să trăiesc și în belșug, dar știu să trăiesc și în lipsă, cu puțin, sunt mulțumit. Nu m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care sunt. Nu credeți că e tot așa de ușor pentru alții cum a fost pentru Pavel? Pavel s-a deprins și a antrenat mintea să vadă lucrurile așa cum sunt, să nu fie dependent de un stil de viață. Nu mai poți să mergi la mall? Nu te mai duce la mall, nicio problemă, dar nu o să-mi vând conștiința pentru o vizită la oraș, nu?
Vrea să-ți ia, lasă să-ți ia. Bine că nu-ți poate lua demnitatea umană, nu poate să-ți ia mântuirea, nu poate să-ți ia caracterul, care sunt adevăratele valori, sau poate nu sunt. Când n-ai așa ceva valori și ești legat cu legăturile de mol, te tragi acum, când zice ți-l iau. Să trăiți, facem orice compromis numai ca să mergem acolo, sau în excursie nu știu unde. Nu mai mă duc, o să mă duc în excursie adevărată, o să vizitez galaxiile lui Dumnezeu, să fiu salvat, asta e important, nu? Dar când are ce să-ți ia, nu? Să știți că va face o presiune iaile. Iaile, nu? Apoi mai este ceva de care oamenii sunt dependenți, un grup de oameni, și anume poziția socială și titlurile. Pentru mulți a fi respectat în societate, avea o funcție respectabilă, un nume mare, titluri academice, reprezintă comoara altora. Nu, gândiți-vă că unii au trudit pe băncile școlilor, nu? Școală poate o jumătate de viață. Nu, încep de mic și muncești și muncești, ajungi după nu știu cât, peste 10 ani și continui după aceea cu facultăți, cu masterate, cu alte specializări, nu? Să ajungi la o poziție înaltă, nu? Și după aceea spune că te dă afară ăștia. Că ești un nimeni, că ești un obscur care nu știi să gândești și că ești dus cu pluta, că tu nu știi nimic. Credeți că așa de ușor renunțăm la titlul, la poziția socială, nu? Vă aduceți aminte ce înseamnă poziția socială? Estera 5:11 vorbește de Haman. Haman le-a vorbit despre, că ne place să povestim, nu? Pe unde umblăm noi, prin ce cercuri de influență. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogăților lui. Străluceți despre numărul fiilor săi, copiii mei, pe unde sunt, pe unde învață, pe unde și-au luat, nu știu ce, prin străinătate, ce bursă. Nu. Despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpetenile și slujitorii împăratului. Și adăuga, eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut. Sunt poftit și de mâine la ea cu împăratul. Vă dați seama în ce cercuri ne învârtim noi, cu ce oameni avem de face și ce titlu reau și asta. Și la urmă vine diavolul, spune ei-le. Tu crezi că le dai? Aia e viața ta, mă. Aplauzele, nu să fii văzut, să ai nu știu ce poziție, nu știu ce, ești în stare la orice compromis. Sau cel puțin majoritatea, nu? Vă aduceți aminte, Pilat imediat a renunțat la toate ideile lui de dreptate, de nevinovăția lui Iisus, când i-a spus că dacă te dai cu el, o să-ți trimitem noi o scrisorică și o să spunem că ăsta s-a făcut împărat și tu-l favorizezi și nu faci ordine, imediat, luați-l. Ești nevinovat. Zăză cum ne salvăm. De ce credeți că renunțăm atât de repede la conștiință, la dreptate, la principiile de corectitudine? Pentru că sunt legăturile, suntem legați cu ceva. Și aceasta este vulnerabilitate, slăbiciune pe care diavolul o știe și la momentul potrivit pune presiune pe tine. De ce? Pentru ca să te dărâme de tot. Să alegi foarte clar, în detrimentul conștiinței și adevărului, altceva. Da? Umblă după locurile din tâi. Mulți, nu? Le place să le facă plecăciuni. Nu, poate ne place, poate suntem unii cu materialism, poate suntem dorși de titluri, de poziții sociale, să le zică rabi, rabi, învățătorule, nu? Mă rog, ați văzut, ne atașăm pe lângă nume, nu știu câte alte litere, titluri, care nu este viața noastră, nu? Dau numele lor la țări întregi, știi, să ai un nume care să fie de rezonanță. Mulți sunt legați, asta e o altă sfoară, o altă funie, o altă dependență și vine timpul în care ce faci? Renunți la că ești doctor, docent sau renunți că nu știu ce titlu și poziție mare și nu, mergi. Uite, sunt oameni care o fac. Sunt oameni care sunt concediați și merg acolo. Sau sunt oameni care demisionează de bună voie ca un semn de protest, măcar ca un serviciu bun, un titlu acolo și renunță, rămâne un om simplu. Ce face Dumnezeu știe, știu că a rămas cel puțin om demn. Tot respectul pentru faptul că a ales atât de repede, dar nu toți aleg atât de repede. Vă gândiți că majoritatea sunt legați, sunt dependenți de lucrul acesta, nu? Și nu sunt intangibili, ci sunt foarte ușor de înfricoșat. Nu. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni 4:13, când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.
observați ce stigmatizați au fost nobilii creștini, nu? Și asta e o problemă, să știți. Ai suport să-ți ia casa dacă să te facă gunoiul tuturor, lepădătura tuturor, că ăștia știu și să te stigmatizeze. Diavolul știe că unii sunt dependenți de imaginea publică, ce zice lumea despre el, și atunci nu vrei să te ocărâm, vrei să spunem că ești un ignorant, vrei să spunem că ești unul de ăsta îngust la minte, nu? Să te facem că, pentru că știu să strice reputația. Nu mai bine rămâi, faci compromisurile, taci în gâi și rămâi pe linia și cu serviciu și cu casa. Sigur, nu rămâi cu nimic, e iluzoriu. Am spus că diavolul își creează tezele pe iluzii. Normal, nu sunt minciuni. Și ăsta. Dar momentan pare că ține, știi? Și oamenii cam asta. Văd că după ce crezi minciunile, intri în lumea lui. Dumnezeu ne spune atât de minunată străbie Duhului să înțelegi. Matei 5:10, ferice. Asta e fericire. Ferice înseamnă sunt fericiți cei ce vor fi prigoniți din pricina neprihănirii. Deci în ce condiție sufletească ar trebui să le consideră onorat? Onorat de Dumnezeu că ai ocazia să mărturisești de partea binelui, nu? Și alții te prigonesc special pentru faptul că ții la corectitudine, dreptate și principiile adevărului. Căci a lor e împărăția cerurilor, îți iau ei împărățiile astea trecătoare care se vor duce ca fumul în arie, nu? Ca pleava în arie, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. E o fericire și asta. Bucurați-vă și veseliți-vă, observați atitudinea adevărată. Când vine și îmi ia orice și spune că sunt un nebun, un sclerozat, un distrus, un incapabil să gândesc, mă rog, cum... Eu să mă bucur, să zic, sunt onorat, Doamne, ca să stau de partea ta, nu? Vă dați seama, nu spune să fiți stresați când o să vă considere lepădătura lumii, când o să vă stigmatizeze. Și să fi, vai cum am fost prezentați, vai ce minciuni s-au spus despre noi. Ferice va fi de voi, bucurați-vă și veseliți-vă. Vă dați seama, când nu ești dependent de titlurile lumii acestea, nu ai nicio problemă. Nu ai nicio problemă că nu are ce să-ți ia. Înțelegeți? N-are ce să-ți... În plus, exact așa cum spunea apostolul Pavel, 1 Corinteni 4:3, că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mai mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, nici cel ce mă judecă este Domnul. Știu cum mă privește Dumnezeu. Și nu mă interesează decât felul în care am apreciază Dumnezeu. Înțelegeți? Ce spuneți voi despre mine? Puțin îmi pasă, spunea Pavel. Prea puțin îmi pasă. Deci nu, domnule, cât suferim pentru asta. Dacă ești legat de titlul ăla, de poziția socială, știi că e o funie cu care o să te tragă, o să faci compromis peste compromis, pentru că diavolul îi place să te ducă până la fum, până la deteriorare completă. Nu te lasă doar cu un pic. Când te-a prins, te trage bine de tot. De aceea, legăturile, dependențele sunt foarte periculoase. De orice lucru de pe pământ, dacă vrei să fii intangibil, trebuie să nu ai legături decât cu Dumnezeu, să fii legat de Dumnezeu, dependent de El și nu dependent de altceva. Desigur, sunt mulți care depind foarte mult de biserica lor, vorbesc despre organizația lor religioasă ca și când e intangibilă, vorbesc ca și când este sfântă, ca și când e sigură, 100%, e corabia mântuirii, care cine intră în corabia îi duce către portul mântuirii. Sunt atât de legați încât a se dezlega ca să fie scoși afară. Și când văd că biserica o ia razna și când văd că nu mai are principiile adevărului și când văd că face compromisuri și că intră în ecumenism cu toate ficele Babilonului și când văd că se îndepărtează la Biblie, tot nu pot să-și urmeze conștiința, pentru că îi spune foarte ușor, știi, liderul religios. Vrei să-ți păstrezi ideile? Măcar că ideile erau ce studia omul din Biblie, erau convingerile lui, nu? Te scoatem afară din biserică dacă vrei să mergi cu noi. Treci, crezi că asta și mergi mai departe. Iar oamenii, știți, renunță până la copilul lor, nu? Vă aduceți aminte, orbul vindecat, din naștere. Nu, părinții sunt aduși, e fiul vostru, știm că e al nostru. Cum s-a vindecat? Ce-a fost? Întrebați-l pe el că este mare!
spuneau lucrul acesta, Ioan 9, 21 la 23, pentru de frică să nu fie dați afară din sinagogă. Observați, era legătura de sinagogă, care era mai puternică decât legătura cu copilul lor. Nu? Ați văzut că mai degrabă au tăcut din gură, nu? Nu i-au luat parte, n-au luat o poziție nobilă de frică ca să nu fie dați afară din biserică. Știți, erau tot niște iluzii, că de altfel nu te-ar putea controla. Iluzia că dacă te dă afară din biserică, ai pierdut mântuirea. Ca și când biserica administrează mântuirea. Ea îți dă o organizație religioasă mântuirea, nu? Nu mai aveai, erai rupt. Erai rupt de Dumnezeu. Deși această iluzie e corectată clar de Biblie. Pe cel ce vine la mine n-am să-l dau afară, nu? Iar orbul care a fost dat afară, Iisus a auzit că are nevoie de întărire. S-a dus, a întâlnit cu el creștul fiul lui Dumnezeu. Și a crezut și s-a închinat acolo, afară. Acolo a acceptat mântuirea și legătura cu Dumnezeu. Dați la o parte iluziile acestea. Nu, nu vă zic să aveți ceva împotriva unui grup religios. Nu asta e ideea. Ideea e să nu depindeți de oameni. Ideea să nu depindeți nu știu ce biserică. Adevărata biserică depinde doar de capul, Iisus Hristos. Da? Când te învață grupul religios să depinzi de Hristos, este bine. Când te învață să nu mai depinzi de cuvântul lui Dumnezeu, pe atunci nu mai l-are pe Dumnezeu. Înțelegeți? Deci, prieteni, mulți, ca să nu, îmi spunea cineva, eu aș avea o altă idee despre ce se întâmplă acum și ce ar trebui să fac, dar frații, ei au făcut lucrurile astea, frații ne îndeamnă să facem așa ceva. Și ce dacă te îndeamnă, frații, ești dependent de ei, de greșelile lor, de atitudinile lor? Da, erau foarte mulți, privesc ce li se spune. Și când ai o mică înclinație pe lângă dependența de biserică, dependența de serviciu, dependența de altceva, chiar îți place să zică așa ceva, că dacă au făcut ei, nu, de ce să nu facem și noi? Observați cum dependența aceasta devine extrem de periculoasă. O altă dependență care poate să fie speculată de diavol, dependența de oamenii pe care îi iubești. Familia. Pentru mulți, familia e totul. E universul lor. Unii chiar scriu pe Facebook și pe alte rețele mai citesc așa. Vreau să vă spun că îmi iubesc foarte mult familia. Consider că este un dar foarte prețios de la Dumnezeu, familia, pentru care sunt recunoscător, îi mulțumesc din toată inima, dar familia nu e totul pentru mine. Nu e nici valoarea supremă pentru mine. Nu vreau vreodată ca familia mea să ia locul lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu n-aș fi avut familie, nici n-aș fi știut ce-i dragoste, ce-i bunătate, ce-i relație frumoasă. Nu, când îi aud că totul e familia pe oameni, o fi totul lor, nu? E clar că în totul nu mai încape altceva când zici totul. Ori ești responsabil în ceea ce privește folosirea cuvintelor, iar dacă e adevărat și te judec după cuvintele tale, te analizezi după cuvintele tale, înseamnă că totul, în totul intră doar familia, nu? Dumnezeu o fi și el pe undeva, nu știu câta spiță de la bicicletă, nu care este, nu pot așa ceva, nu pot așa ceva, nu ai cum să ai dragoste fără Dumnezeu. Așa că familia ta nu valorează mare lucru dacă nu e Dumnezeu totul acolo. Nu ai putea să iubești, n-ai fi în stare să ai o relație bună, n-ai fi în stare să ierți, n-ai fi capabil de relații dacă Dumnezeu nu e totul. Da, familia e un mare dar, o mare binecuvântare. Este nu un scop final, e un mijloc prin care poți să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu și în care Dumnezeu să manifeste. Nu. În plus, familia mea are viitor. Doar dacă fiecare membru al ei este pus în mâna lui Dumnezeu. Altfel, ne despărțim foarte repede unul de altul, ori prin ruperea relațiilor, ori prin faptul că dispărem de pe arena lumii. Nu? Și unul câte unul ne ducem și familia s-a dus. Dacă vrei să ai pe familia ta viitor și să ai relații de durată, nu de durată pe pământul ăsta, ci de durată veșnică, trebuie ca fiecare membru al familiei să fie în mâna lui Dumnezeu și să ai certitudinea că veșnicia este și a lui și a ta. Știm că pe pământul acesta vine timpul, uneori mai repede decât ne gândim, când ne despărțim, unul câte unul dispare. Iar acest lucru ne sperie, nu? Îi sperie pe cei care nu au viitor. Nu, când totul este ce aici, ce acum, da? Dar cei care văd
corect lucrurile și nu au făcut din familia lor o dependență, nu? Pentru că ar fi vulnerabili. Gândiți-vă că și familia se poate transforma într-un mecanism de depresiune. Da? Se poate transforma într-o pârghie care să-ți influențeze deciziile în ceea ce privește conștiința. Nu știm cât vom trăi fiecare, nu? Familia mea e mâna lui Dumnezeu și dacă ne despărțim mai curând sau mai târziu, nu? Știm oricum, așa cum spunea Iosua, eu merg pe drumul pe care merge orice muritor, orice om. Adică, oricând ne putem despărți. Pentru asta, n-am nicio frică pentru faptul că dacă sunt în mâinile lui Dumnezeu ei, cu siguranță noi credem într-o relație veșnică. Noi credem că cei care au murit și au adormit în Iisus Hristos, nu? Suntem mângâiați, suntem întăriți cu lucrul acesta. Vor fi înviați. Vor fi înviați. Vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Eu cred lucrurile acestea și tocmai de aceea. Familia e mâna lui Dumnezeu. Ne bucurăm de relație aici. Ne vom bucura de o relație plenară mai departe dacă îl alegem pe Domnul. Iar dacă cineva nu vrea să-l aleagă pe Domnul, am durere pentru el. Nu pot să-i schimb decizia. Vă aduceți aminte, în cazul lui Iov, nu s-a limitat doar ei totul însemnând ei averi, ei turme, ei afacerile, ei casele, nu? Ci s-a mers mai departe, casa s-a prăbușit peste tineri, 10 copii și-au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și a tuns capul, apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat. Deci s-a închinat în acele momente lui Dumnezeu și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele, am venit un copilaș plăpând despugat, nu? Gol mă voi întoarce, nu pot să iau nimic, nici lucruri, nici oameni mai departe. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele, fie binecuvântat numele Domnului. Iov n-a păcătuit deloc. De ce? Deși își iubea familia, nu? Știți că se ruga pentru copilul, avea o mare afecțiune, s-a convins că a fost un om al lui Dumnezeu, iubitor. Totuși când a venit momentul despărțirii, n-a fost nici disperat și diavolul nu l-a putut cu pârghia aceasta dezechilibra. Înțelegem? Vine timpul în care, nu, pentru conștiință cine știe ce se întâmplă, nu? Se poate ajunge, nu, regimurile persecutoare ajung foarte departe. Ar trebui să ne modificăm poziția față de Dumnezeu și față de valori că ne forțează cu familia, cu un membru al familiei? Nu. De ce? Pentru că nu suntem dependenți de ei. În același timp și wow, lucrurile bune și oamenii care sunt cu Dumnezeu sunt mutați în ceruri. Avem asigurare pentru mai departe, da? Dumnezeu lucrează ca să ne scape de iluzia că putem poseda ceva aici. Că lucrurile care le avem sunt durabile, sunt veșnice și vrea să ne ajute să înțelegem posibilitatea, perisabilitatea lucrurilor, deșertăciunea lucrurilor și să înțelegem care sunt adevăratele valori. În Psalmul 39:4 e o rugăciune care ar trebui să o facem ca să avem această revelație. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care e măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecători sunt. Nu i-a spus Dumnezeu, uite, în ziua cu tare vin. Dar ce i-a descoperit? Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om e doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea, dar omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge comor, nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pune de eu când vezi că totul e și viața ta e scurtă și că orice agonise se duce. În tine mi este nădejdea, în tine mi este speranța. Rămâne doar Dumnezeu. Observați acelul, Doamne, ajută-mă să înțeleg cât de trecător sunt. Și Dumnezeu a descoperit și l-a convins cumva. I-a dat revelația perisabilității umane și el spune cât un lan. Nu i-a spus ziua când, dar și-a dat seama că trece mai repede decât își imaginează. Dacă trece atât de repede, ce rost are atâta zbatere? Nu, pentru ce? Dacă ai atât de puțin timp, nu ar trebui să te gândești că ar trebui să investești timpul și energiile, nu în lucruri care nu le poți lua, nu? Apostolul Pavel spune în 1 Timotei 6:6, negreșit, sau cu siguranță, evlavia, care înseamnă caracter asemenea lui Dumnezeu, evlavia
însoțită de mulțumire, e un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea, dacă avem deci cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm suficient. Ne va fi îndeajuns. Din nou și Pavel are aceeași revelație și o transmite. Noi să fim evlavioși, să ne formăm caracterul asemenea lui Dumnezeu, să fim oameni mulțumitori, că asta e câștigul. Asta e câștigul. Restul, dacă ai ce să mănânci, cu ce să te îmbraci, n-ai adus nimic și garantat nu o să iei nimic de aici. Ca atare, scapă de sub iluzii în primul rând. Pentru că dependențele se creează pe iluzii. Când nu mai ai iluzia că nu știu cât durează și că nu știu cât ești de aici și că iei ceva de pe aici, atunci când vezi clar lucrurile, nu te mai legi de ele. Nu mai ești legat sufletește. Le faci, dar ca și când știi că ești cu valiza în mână. Ești trecător, ai mentalitatea de străin și călător și atunci când vine diavolul să hai să îi le luăm, hai să-l punem la încercare, hai să punem criza pe ei, nu? Nu mai ești speriat, că n-are ce să-ți ia și dacă ți le ia lucrurile astea, oricum nu ești legat afectiv, domnule, să fii dărâmat. S-au dus, ducă-se, nu? Și atunci n-are ce forță să aibă asupra ta, da? Eclesiastul a văzut și el apoi când m-am uitat cu băgare de seamă, la truda, la toate lucrurile care le-a făcut, m-am văzut. Deci la un moment dat când oamenii încep să gândească mai adânc, cu Duhul lui Dumnezeu, încep să vadă realitatea lucrurilor. Deșertăciune, deci goliciune era totul. Și goană după vânt, oamenii alergând după nimic. Știți, epuizându-se după nimic. Normal când vezi că e nimic și goană după vânt, nu mai alergi. Nu mai alergi pentru că nu are rost cum să alergi. Alergă după vânt doar unul care crede că prinde ceva, nu? Altfel îl socotești, ieși din minți ca să-l vezi că alergă după vânt. Iluziile dispar și nu se creează dependențe. Iar când vine vremea presiunilor ca să-ți ia, ești intangibil că n-are ce să-ți ia. De ce? Și dacă ai câte ceva, oricum nu ai prea mult pentru că trăiești simplu, că nu te-ai chinuit, că te-a învățat Dumnezeu să nu te chinui la nu știu ce, da? Nu ești legat afectiv ca să fii dărâmat. E ca și când ducă-se, nu? Pentru că diavolul folosește dependențele, sufletești, faptul că ai viața pus acolo, nu? Dumnezeu dorește să nu avem dependențe de nimic omenesc. Frumos textul din 1 Corinteni 7:29. Iată ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Credeți că s-a scurtat? E mai actual versetul, nu? Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Nu suntem legați. Nu că nu ne iubim, nu că nu ținem unul la altul, dar nu ești dependent de oameni. Nu ești dependent de familie. Cei care plâng, ca și când ar plânge, plângi după ceva, pe oricum se duce și ăla ce. Nu? Cei care se bucură, ca și când nu s-ar bucura. Cei care cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. Cei care se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci chipul sau înfățișarea, în fine, de la chipul lumii acesteia trece. Nu, ca și când n-ai. Nu, ai, dar ca și când, cum te comporți? Ca și când n-ai. De ce? Pentru că totul trece. Trăim în perspectiva perisabilității umane și suntem legați de veșnicia lui Dumnezeu. Tânjim acolo, tânjim să fim legați după ceva care e statornic și veșnic. Dom'le, de aceea Apostolul Pavel spunea că dacă alții se pot încrede sau lăuda cu lucruri pământești, citiți Filipeni 3:4, tot capitolul. Eu și mai mult, el a avut avantaje materiale, poziții. Dar lucrurile care pentru mine erau, nu ca niște câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, ca să-L câștig pe Hristos, nu? Și acum privesc tot la fel, deci nu mă doare după ele, nu? Le privesc ca un gunoi față de prețul excelenței cunoștinței Domnului Hristos, da? Așa că ce poate să ne ia? Păi noi le vedem, trecătoare sunt gunoaie, ducă-se, luați-le! Nu te mai lăsăm în magazine. Și așa și alea se duc. Imediat Babilonul se scufundă cu totul. Nu mai mă lăsați, nicio problemă. Nu, nu sufăr pentru lucrul acesta. Când merge, mă duc. Când nu mai merge, n-am nicio mică problemă. Sunt împăcat și foarte liniștit. Devii intangibil când n-are ce să-ți ia. Nu uitați dependențele care ne leagă. Trebuie să ne gândim fiecare dintre noi ca să nu fim dependeți de nimic din lumea aceasta și să fim dependeți doar de Dumnezeu. Iar lucrurile adevărate, viața noastră, prietenii noștri, ai noștri cei dragi,
să fie puși în mâna aceea sigură, din care nu se poate lua nimic, nimeni nu poate să ia de acolo ceea ce e încredințat. Apostolul Pavel, aș vrea să mai citesc două texte, a doua Timotei 1 cu 12, și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, spunea, pentru Evanghelie și credința în ea, dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Ce era în mâna lui Dumnezeu, Pavel spunea, știu că nu se pierde, ci m-am pus în mâna aceea, i-am pus în mâna aceea. Și așa cum spunea Mântuitorul Ioan 10 cu 27, nimeni nu le va smulge, oile mele ascultă glasul meu și vine, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat e mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. El era cu sufletele, cu cei credincioși în mâna lui, iar el era la rândul lui în mâna lui Dumnezeu și de acolo e mâna care a zidit întreg universul, nimeni nu poate să, nu se pierde de acolo. Dacă vă depindeți de Dumnezeu, vă dați viața, vă dați influența, vă puneți cu tot ce aveți în mâna lui Dumnezeu, acolo nu se pierde nimic, nimeni nu poate atenta la mâna lui Dumnezeu să scoată ceva, acolo e siguranță și nimeni nu se poate atinge nici de tine, pentru că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și trupul ăsta, dacă permite Dumnezeu, poate să-i facă ce vor să-i facă. Nu vă fie frică de cei care pot ucide trupul, nu? Dar n-au cum să-ți ia sufletul. Important să nu îl dăm noi diavolului sufletului, nu? Ci să-i dăm sufletul în mâna lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, în vremurile acestea, trebuie să ne cercetăm. Suntem legați de pământul acesta. Cât mai repede să tăiem aceste legături și să ne legăm cu toată puterea de Dumnezeu. Și atunci când va veni, luați-i, ia-i, atinge-te de el, atinge-te de ce are, nu va mai fi o problemă. Vom trece cu bine, vom trece incomparabil mai ușor prin toate încercările, pentru că nu mai suntem duali, nu mai suntem împărțiți, suntem legați doar de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.